Vă mulțumesc, domnule președinte. În contextul actualului referendum scoțian, încă o dată am văzut dovada faptului că națiunea încă reprezintă forma de agregare colectivă valabilă și justă la nivel european, într-un context centrat tot mai mult de valorizarea identităților regionale. Statul național, axat și concentrat pe componenta civică, fixată pe structura unei asumări legitime al valorilor comune identitare, ce țin de cultură, tradiție, moștenire comună și conștiință liberă, concentrată pe o istorie, pe o istorie liberă a respectivelor națiuni, reprezintă încă valoarea centrală a identității europene. De aceea, consider că inviolabilitatea ideii de națiune și a democrației sunt valorile fundamentale ale națiunii române în acest moment. Federalizarea Europei reprezintă, în viziunea mea, o întoarcere la fărâmițarea medievală și o întoarcere la un context deja depășit de această cultură a Europei concentrată pe democrație. Astăzi, noi ne găsim în fața unei Europe concentrate, care trebuie să regăsească o nouă identitate națională și o identitate a protejării drepturilor și libertăților individuale, democratice, axate pe combaterea naționalismului sectar și a gândirii retrograde care dă naștere unei lipse de libertăți identitare. De asemenea, consider că Europa are nevoie mai mult ca niciodată de mai multă cooperare pe baze egale și de o responsabilizare civică și morală a cetățenilor săi în direcția concentrării ideii naționale pe noul statut al fiecărei țări libere europene. România este o țară în un stat național compus pe asumarea valorilor naționale, identitare, tradiționale românești, pe baza unui nou identități civice. De aceea consider că orice punere în discuția caracterului național, suveran și unitar al statului român reprezintă un gest amoral și o dovadă de gravă lipsă de loialitate față de România. Identitatea, cultura, istoria și tradiția unei națiuni nu pot fi tranzacționate și nu pot face loc de obiect de relativizare sub niciun aspect și nicio discuție. Consider că avem nevoie mai mult decât oricând astăzi de Europa națiunilor, de Europa libertăților, de Europa drepturilor și mai puțin de Europa federală, de Europa care tinde să dea naștere din nou unor pulsiuni sectare, unor pulsiuni naționaliste, care nu fac decât să rearunce cu bătrânul continent într-o dispută comună premodernității. De aceea, noi astăzi trebuie să nu uităm că suntem tributar unui concept național mai vechi de mai bine de 250 de ani. Un concept național axat pe toleranță, axat pe credință, axat pe respectul față de noi și față de toți ceilalți. Consider că este de dreptul nostru să regândim această Românie în contextul secolului 21 ca o Românie națională, ca o Românie care să țină cont de drepturile și libertățile tuturor celorlalți, care să țină de câștigurile modernității, țină cont de câștigurile modernității, dar care totodată să nu uite niciodată de valorile patriotismului. Adevăratul patriotism axat pe sacrificiu, pe atașament, pe implicare civică, pe solidaritate și pe demnitate. Ca atare, cred într-o Europă care să meargă în direcția unui plus de coeziune națională și unui plus de cooperare instituțională și o cooperare internațională, care să nu uite niciodată de propriile sale fundamente și de valorile sale care provin în principiu de la civilizația și etica iudeo-creștină, de la instituționalismul roman și, nu în ultimul rând, de la moștenirea culturii reflexive a Greciei antice. Să vă rog să vă apropiați de sfârșitul declarației. Cred că este nevoie de o cooperare la nivel european care să țină cont, în primul rând, de un raport de egalitate și un raport de complementaritate între culturile și civilizația continentului nostru. Vă mulțumesc!